Acum înregistrați, da. Bună ziua din nou și bun venit din nou la cursul 10. Am făcut socoteala și cred că mai avem 4 sau 5 cursuri. Rezumatul cursului de azi, ce o să facem, din nou cred că mi-am propus mai mult decât o să ajungem să facem și ca să continui ce zicea colegul vostru, nu cred că o să ajungați la lema chineză a resturilor, o lăsăm pentru miercuri probabil. Da, mă rog, eu mi-am propus mai mult. La început o să introducem un nou concept de subgrup, și anume subgrup normal, deci printre subgrupuri, și o să vedem proprietățile acestor noi obiecte, subgrupuri normale. Cu ele o să facem o construcție basic, fundamentală în teoria grupurilor, și anume o să facem obiecte factor, grupuri factor, așa cum era la relație de echivalență mulțime factor, acum o să avem grupuri factor și din nou povestea de, v-am zis eu, că sperie studenții, proprietatea de universalitate a grupului factor, teorema fundamentală de izomorfism și exemple. Nu? Teorema fundamentală de izomorfism. Asta e. Am mai avut până acum teorema fundamentală de izomorfism? Nu cred. Asta e prima care apare. Să apare și la grupuri, și la inele. Poate ați făcut la spații vectoriale, dacă ați făcut la algebră lineară. Nu știu. După care o să intrăm în ordinul unui element, definiție și proprietăți, și o să facem teoremele astea clasice legate de ordin, teorema lui Euler și mica teorema lui Fermat. Aici sper să apuc să fac asta și grupuri ciclice, dacă pot, teorema de structură. Lema chineză nu cred că o să fac azi. La acest ordin al unui element este iar important, pentru că aici o să vedem că și teorema lui Euler și mica teorema lui Fermat sunt rezultate de teoria numerelor, de proprietăți ale numerelor întregi și fac legătura în ceea ce am spus la început despre la introducerea scurtului istoric al grupurilor, că unul dintre domenii era teoria numerelor din care s-a introdus conceptul și printre ei cred că și nominalizasem pe Euler și Fermat. Da? Deci o să vedem cum rezultate pe care ei le-au demonstrat, așa, cum să zic, la mână, cum ar veni, în teoria numerelor, ele s-au generalizat mult mai elegant și au o demonstrație mult mai frumoasă folosind concepte de grupuri și de ordin de elemente. Da? Deci, în principiu, aș vrea să acopăr cel puțin primii patru item din cursul de astăzi și dacă mai am puțin timp și grupuri ciclice, teorema de structură, că asta nu e foarte, foarte complicat. Ok. Deci, ăsta este cursul și acum o să ne deschidem și notele de curs la subgrupuri normale, foaia 57. Subgrupuri normale într-un grup. Definiția este atribuită lui Galois, chiar dacă n-a lucrat cu grupuri abstracte, ci doar cu subgrupuri în grupuri de permutări, pentru că o să vedem că acolo o să apară și conceptul, efectiv. Și să spunem exact ce înseamnă un subgrup normal. Dacă avem G un grup și H un subgrup al său, atunci spunem că acest subgrup se cheamă normal, deci acest subgrup se numește subgrup normal. Și o să notez așa, da? Dacă la subgrup notam cu mai mic sau egal, când un subgrup are și această proprietate de normalitate în plus, acest mai mic sau egal îl umplem așa, da? E un triunghi plinuț aici. Da? Să notăm așa, H subgrup normal în G. Dacă se întâmplă următoarea condiție, mulțimea XH, X la minus 1, asta e o mulțime, da? E mulțimea tuturor elementelor de forma X, H mic, X la minus 1, cu H mic se plimbă în H mare. Deci dacă mulțimea asta este inclusă în H, oricare ar fi X, element al lui G scrie aici, da? G scrie aici. Și după aia, aici am explicitat în ultimul rând ce înseamnă această incluziune. Înseamnă că pentru orice element X din G și pentru orice element H mic din H mare, elementul XHX la minus 1, care aparține aici, trăiește și dincoace. Deci elementul XHX la minus 1 aparține lui H. Da? Aici am scris explicitat ce înseamnă această incluziune de mulțime. Da? Și e bine să o știm așa școlărește, că de regulă așa se aplică. Da? Deci un subgrup se numește normal, un subgrup H în G se cheamă normal, dacă pentru orice X din H, orice X din G și orice H mic din H mare, elementul X la minus 1 aparține lui H. Exemple și proprietăți și exerciții. În primul rând, dacă grupul G este abelian, conceptul este inutil introdus.
nu are sens să-l mai definim, pentru că atunci orice subgrup al său, orice subgrup al său este normal. Da? Orice subgrup al său este normal. Aici este o greșeală, da? Trebuie să scrie normal, nu abelian. Da? Deci dacă G este grup abelian, atunci această condiție se întâmplă by default, pentru că fiind abelian, X or H face H or X. Și aici o să rămână H, X, X la minus 1, adică o să rămână H. Și o să rămână că pentru orice X din G și H din H, avem că H aparține lui H, adică nothing. Da? Nimic. Deci dacă G este un grup abelian, orice subgrup al său este normal. Ștergem prostia de aici abelian și citim că e normal. Al doilea exemplu, subgrupurile triviale, 1 și G, și 1 și G sunt subgrupuri în G și ele sunt mai mult decât subgrupuri uzuale, sunt chiar subgrupuri normale. Prin, e o banalitate să verificăm această condiție. Da. Asta pentru G, H egal cu G, aici n-am nimic de arătat. Dacă H egal cu 1, iar aici oricare H din H înseamnă oricare H din mulțimea 1. Înseamnă că H e decât 1. Și dacă H e 1, aici o să fie X, X la minus. Adică 1. Da? Deci 1 și H și G, pardon, sunt tot timpul subgrupuri normale. Dacă avem un morfism de grupuri, dacă avem F de la G1 și G2 în morfism de grupuri, atunci nucleul său, chiar de F, este un subgrup în G1, aia știam deja, că este preimaginea lui 1, făcusem deja, și este mai mult decât subgrup, este chiar subgrup normal. Și am lăsat ca un exercițiu bănăruț de verificare, dacă nu mă credeți pe cuvânt, să verificați că acest nucleu, adică elementele X din G1, pentru care F de X face elementul 1 din G2, este subgrup normal, adică verifică această condiție, da? Folosind proprietățile morfismelor. Deci nu este nimic complicat. Aici, exemplul 4 este unul mai lunguț, mai detaliat și mi l-am notat să-l fac eu inițial, să-l dau ca exerciții, dar mi l-am notat să-l fac la seminar și o să-l facem la seminar astăzi. Pe scurt, spune următorul lucru, ca să, pentru celelalte două grupuri, celelalte două grupe din serie. Dacă avem un grup G și out de G este grupul de automorfisme al său, am zis că ăsta e un grup cu compunerea, am spus ce înseamnă aia automorfism, de la G în out de G există un morfism canonic așa. Și anume, acest morfism F lucrează în felul următor. F de un element G mic din G mare, trebuie să fie un automorfism aici. Da? Adică trebuie să fie o funcție de la G în G, care este morfism de grupuri și este și bijectiv. Și l-am definit așa. F de G este egal, prin definiție, cu tau indice G. Tau indice G, asta se cheamă automorfism interior, unde tau indice G este funcția definită pe G cu valori în G. Tau indice G de X. Tau indice G de X egal cu G, X, G la minus 1 scrie aici, da? G la minus 1. Atunci, pentru fiecare G fixat din G, această funcție tau indice G e morfism de grupuri, se poate arăta imediat, dar am zis că aici sunt niște multe chestii de verificat. Este un morfism de grupuri, mai mult, este bijectiv și deci este un automorfism. Deci este într-adevăr un element aici și se cheamă automorfism, un automorfism interior al lui G. Da? Deci un automorfism al lui G de formă asta se cheamă automorfism interior. No. Și exercițiul ăsta, v-am spus, acest exemplu exercițiu, îți spune mai multe lucruri. Primul lucru, că F este morfism de grupuri, acest F e morfism de grupuri, că nucleul acestui morfism sunt elementele G din G, care comută cu toate, da? Deci elementele G din G, pentru care G ori X face X ori G, oricare X din G, și asta se notează tot timpul cu Z de G, și se numește centrul unui grup, da? La grupurile abeliene Z de G egal cu G, și fiind nucleul unui morfism de grupuri automat by default, având în vedere exemplu 3, obținem automat că centrul unui grup tot timpul Z de G este subgrup normal în G, da? Este subgrup normal acolo unde trăiește el. Imaginea acestui morfism F se notează cu in în n de G, da? Deci imaginea lui F e mulțimea tuturor valorilor. Deci mulțimea tuturor tau de G cu G din G.
și se numește grupul automorfismelor interioare ale grupului G. Am zis că un automorfism de tipul tau de G se numea automorfism interior. Acest im de F, fiind imaginea unui morfism de grupuri, este și el subgrup, deci im de F, care îl notez cu im de G, este un subgrup în grupul de automorfisme și la, din nou la seminar o să arătăm că este chiar subgrup normal. Grupul de automorfisme interioare este un subgrup normal în grupul de automorfisme, deci asta e construcție generică pentru orice grup și care se aplică des în diverse exerciții și de asta am spus că o să o fac la seminar, pentru că o să fac și aplicații ale ei. Deci un exemplu, din acest exemplu 4, v-am spus că se cheamă exemplu exercițiu, avem automat pentru orice grup G, am pus mâna pe două subgrupuri normale importante ale sale. Grupul centru, la orice grup e important să știm centru, mă rog, la orice grup necomutativ, da, care au centru netrivial, centru diferit de G, este important să știm centru și dacă nu reușim să știm toate automorfismele, măcar alea interioare, da. Asta interioare le știm de forma asta. Dar știm că grupul de automorfisme interioare este subgrup normal aici și aici a fost o teoremă faimoasă care o să vedeți în lista de probleme de la seminar, că dacă grupul G este grupul de permutări SN cu N mai mare sau egal ca 3, dar diferit de 6, atunci aici are loc egalitate. Este o teoremă faimoasă a lui Hölder, care spune că orice automorfism al grupului de permutări SN cu N diferit de 6 este interior. Iar pentru N egal cu 6 există un automorfism care nu e interior și se numește un automorfism excepțional. Dar e o teoremă mare și apropo că am dat lucrare data trecută, problema asta, sub formă de teorema asta mare a lui Hölder, sub formă de probleme, am dat-o eu când eram ca voi în anul din student, la parțial, că și noi atunci dăteam la mijlocul semestrului un examen parțial și știu că profesorul de atunci, domnul Becheanu, ne-a dat această teorema lui Hölder mascată, eu abar nu știam atunci, sub formă de problemă și n-a făcut-o nimeni, vă dați seama că e destul de complicat, eu o să vă propun ca seminar și v-am spus că nici eu n-am luat o notă mai mare ca voi din cauza asta, că ne-a dat-o pe asta care ne-a omorât pe toți. Deci s-au mai întâmplat cazuri de astea în istoria facultății în care primele lucrări de control au darul de a scutura un pic studenții. Eu nu v-am dat greu, să știți. La mine se putea lua 8 liniștit. Eu v-am arătat pe bale. Continuăm cursul după pauza, după scurta introspecție cu chestia asta. Teorema lui Hölder, o să insist că poate face cineva la referat, că e o teoremă mare și frumoasă în teoria grupurilor. Da? Am zis că problema de a calcula grupurile de automorfisme este esențială. Foarte grea și foarte faină, așa, o problemă basic și fundamentală în teoria grupurilor. Și Hölder este primul care a făcut așa ceva și a dat o teoremă mare și de la el au pornit după aia multe alte teoreme în alte domenii, pentru alte obiecte matematice de a calcula grupul de automorfisme, că el asta a arătat. Că orice automorfism al lui SN este de forma asta, automorfism interior, cu excepția ezoterică N egal cu 6, unde există unul care nu e de forma asta, numit excepțional. Exemplu 5 e o trivialitate. Dacă avem mai multe subgrupuri normale, H indice I indexată după o mulțime de I mare, atunci intersecția lor este subgrup normal. Nici n-am mai spus să-l faceți ca exercițiu, că nu e esențial. Îl puteți face dacă nu mă credeți. Da. Deci o intersecție de subgrupuri normale e normal, verifică acea condiție. Dacă orice subgrup ar fi normal, conceptul n-ar avea sens să-l mai definim. Dar l-a definit Galois. Și el a văzut că nu e așa. Deci chiar în grupul de permutări, dacă iau grupul de permutări pe o mulțime cu 3 elemente, S indice 3, și H, în subgrup cu 2 elemente format din permutarea identică, E, elementul neutru de aici, da? Permutarea identică, și transpoziția 1, 2, da? Ăsta este un subgrup cu 2 elemente în S3, 1, 2 la pătrat face E, da? Deci e subgrup. Și aici scrie S3, și acest subgrup H nu e normal. Nu e normal că nu verifică condiția de aici. Nu verifică condiția asta. Oricare X, oricare H. Și aici am dat un exemplu de ce nu o verifică. Dacă iau pe post de X-ul ăla, pe post de acel X, permutarea, transpoziția 1, 3, atunci 1, 3 ori 1, 2, ori 1, 3 la minus 1, 1, 3 la minus 1 este tot 1, 3. Dacă faceți calculele acestui produs de 3 transpoziții, o să vă dea transpoziția 2, 3.
da? Permutarea care îl duce pe 2 în 3, pe 3 în 2 și pe 1 îl lasă pe loc. Și această permutare, o vedem noi că nu aparține aici. Asta are doar permutarea identică și transmuția 1, 2. Deci nu este H. Deci făptura asta este un subgrup în S3 care nu e normal. Deci există așa ceva, ceea ce înseamnă că conceptul e bine definit. Galois l-a mirosit perfect că trebuie definit așa ceva. Și s-a devenit ulterior o construcție fundamentală. Exemplul 7, ceea este formă de exercițiu, ar fi trebuit să-l las. Dacă nu orice subgrup este normal, da, dat aici un exemplu, la orice subgrup H în G poți să-i atașezi unul normal. Și anume, dacă H este un subgrup doar subgrup în G, H subgrup în G, o să definesc H indice G, se notează în cărțile de teoria grupurilor standard, așa, H indice G, și este egală prin definiție cu intersecția tuturor mulțimilor de forma G, H, G la minus 1, când G se mișcă liber în G. Da? Am zis că G, H, G la minus 1 este o notație, am făcut și data trecută, asta este o notație pentru mulțimea tuturor elementelor X de, tuturor elementelor de forma G, H, G la minus 1, unde H mic se mișcă în H mare. Da? Și intersecția tuturor acestor mulțimi formează un subgrup al lui G. Este mai mult decât subgrup, este subgrup normal. Da? Deci la fiecare subgrup H îi atașez un anumit subgrup normal în G. Și asta se numește inima lui H în G. Da? Deci vedeți, nu numai noi avem inimă, ci și subgrupurile, o să aibă o inimă, se cheamă inima lui H în G. Asta se folosește iar în diverse probleme de teoria grupului, această construcție, de aia l-am dat aici, în probleme haioase în care se ia inima unui subgrup. Da. Se numește inima sau interiorul normal al lui H în G, pentru cei care nu preferă cuvinte din anatomia umană. Deci puteți arăta ca exercițiu că ăsta este subgrup normal în G și în plus, nu numai că e subgrup normal, este cel mai mare subgrup normal al lui G conținut în H. Vedeți, dacă H este subgrup în G, știu sigur că există un subgrup normal în G conținut în H, și anume subgrupul trivial 1. 1 este subgrup normal în G, că e subgrupul normal în orice grup, da? Și el este evident, 1 e conținut în H. Deci există subgrupul normal al lui G conținut în H. Inima e cel mai mare. Da. Inima e generoasă, este cel mai mare astfel de subgrup normal. Asta ar trebui să pun aici exercițiu. O să-l dau ca temă pentru data viitoare, pe Moodle-ul B. Dar toată această afirmație. Propoziția asta sunt caracterizări, propoziția asta dă caracterizări echivalente pentru subgrupurile normale. Și anume, dacă G este un grup și H un subgrup al său, arbitrar, doar subgrup, da? Sunt echivalente afirmațiile. H este subgrup normal. H subgrup normal în G. A doua afirmație. XH, X la minus 1, este egală cu H oricare X din G. Da. Deci XH, X la minus 1 este egală ca mulțime cu H oricare X din G. Reamintim că în definiție noi am pus poziția mai mică și am pus doar să fie doar inclus. Da. Aici, prin ipoteză, era doar inclus. A doua propoziție asta spune că putem pune chiar mai tare, să fie chiar egal cu H. Deci asta e condiția B. Condiția C spune că mulțimea XH egal cu HX, oricare ar fi X din G, adică clasa de echivalență, asta era de data trecută, da? Clasa de echivalență la stânga al X modulo H este egală cu clasa de echivalență sa la dreapta modulo H pentru orice X din G. Și a patra condiție, condiția D, este condiția importantă, cea mai importantă de fapt de aici, pentru că noi cu asta o să operăm la grup factor, că mulțimea claselor de echivalență la stânga modulo H este egală cu mulțimea claselor de echivalență la dreapta modulo H. Deci cele două mulțimi introduse data trecută de noi diferite, pentru că în principiu ele sunt diferite, pentru subgrupurile normale, aceste două mulțimi sunt egale. Și să demonstrăm aceste caracterizări echivalente pentru un subgrup normal, A implică B. Deci pornim cu H un subgrup normal în G și A, da? Pornim cu H subgrup normal și vrem să arătăm că are loc condiția de aici. Păi fiind subgrup normal, din definiție eu știam că XH, X la minus 1 este inclus în H, oricare X din G. Așa au fost definite. Eu vreau să le și pe dos.
Păi și asta arătăm acum. Păi dacă se întâmplă asta pentru orice x din G, îl schimb pe x cu x la minus 1, da? Înseamnă că are loc și condiția, punând în loc de x, x la minus 1. X la minus 1, h, ori x la minus 1 totul la minus 1 face x. Deci înseamnă că avem și condiția x la minus 1, h, x este inclus în h, de îndată ce x se mișcă în g. Fine. Și atunci scriu pur și simplu că h este 1 ori h ori 1, da? Pentru că 1 ori h mic ori 1 face h mic. Da? Deci h este egală ca mulțime cu asta. În loc de 1, pun la derută x și x la minus 1, pentru că x ori x la minus 1 face 1. Din coace, 1 ăsta îl scriu ca x ori x la minus 1. Acum pun niște paranteze cum îmi plac mie și le pun așa. Deci înseamnă că aici o să am x, x la minus 1 hx, închid de ală paranteza, ori x la minus 1. Făptura de aici este inclusă în h, de aici. Da? Deci această mulțime e o submulțime din h. Înseamnă că dacă asta este inclusă în h și x ori ea ori x la minus 1 este inclus în x ori ea, este inclus în x ori h ori x la minus 1. Și acum s-a terminat. Da? Deci înseamnă că h-ul, citesc de aici, părțile subliniate, h-ul este inclus în x, h și x la minus 1, dar ăsta la rândul său era inclus în h, că h era sub grup normal. Și aici avem o dublă incluziune. Da? Deci de aici rezultă că x, h, x la minus 1 este egal cu h. Da? Deci condiția din definiția subgrupurilor normale poate fi întărită cu egalitate, nu doar cu incluziune. La condiția B implică, n-am nimic de arătat, dacă egalitatea e și inclus. Nu? B implică ce? Nu? Să arătăm acum B implică ce, adică să presupunem care e loc asta și să vedem care e loc și asta la altă. Deci presupunem că x, h, x la minus 1 este egal cu h, oricare x, și vreau să arăt că x, h e egal cu h, x. Păi, pornesc cu x, h, din nou, pe acest x, h îl scriu că este x, h ori 1, și pe acel 1 îl scriu ca fiind x la minus 1 ori x. Da? Deci înseamnă că x, h este x, h, paranteză, x la minus 1 ori x. Legea asociativității generalizate îmi permite să mut parantezele pe unde vreau și le mut aici. Da? Deci înseamnă că ăsta este egal cu x, h, x la minus 1. Vedeți, legea Lagola, legea asociativității generalizate, se folosește extrem de des în teoria grupurilor așa, peste tot aproape. Ăsta din punctul B este egal cu h, x, h, x la minus 1 este egal cu h, începutul și sfârșitul spune că x, h este egal cu hx, oricare x din g, adică clasa de echivalență la stângă egal cu clasa de echivalență la dreapta a lui x pentru orice x. Ce implică D? Iar n-am nimic de arătat, pentru că mulțimea asta era mulțimea tuturor claselor de echivalență la stânga. Asta, prin definiție, este mulțimea tuturor acestor clase de echivalență la dreapta. Iar dacă fiecare clasă de echivalență la stânga a unui element x este egală cu clasa de echivalență la dreapta, înseamnă că mulțimile sunt egale. Deci ce implică D este trivială din definiția acestor mulțimi. Mulțimea asta sunt mulțimea tuturor claselor la stânga. Și acum am rămas să arătăm D implică A. Da. Deci presupunem că are loc egalitatea acestor două mulțimi și să arătăm că H e sub grup normal. Păi să uităm un element X arbitrar din G. Și iau clasa sa de echivalență la stânga modulo H. Ea era, da, x, la, x cu căciulă la stânga era egală cu xh. Da? Deci ea este un element din această mulțime. Da? Asta e mulțimea tuturor claselor de echivalență la stânga, care este egală, din ipoteza de la B, cu clasele, mulțimea claselor de echivalență la dreapta. Ceea ce înseamnă că acest element x indice h trăiește în această mulțime. Adică este o clasă de echivalență la dreapta. Aia se scrie. Există un element Y al lui G, astfel încât acest element să fie clasa de echivalență a lui, să fie aici, da? Să fie clasa de echivalență a lui Y la dreapta, adică X ori H să fie H ori Y. Da? X ori H să fie H ori Y, da? Aici există un Y, nu neapărat Y egal cu X, da? Există un Y, asta spune egalitatea a două mulțimi, așa o citim corect. Bun. Dar X trăiește aici. X trăiește în clasa sa de echivalență. Da? X aparține lui X ori H, că e X ori 1. Da? X aparține lui X ori H, care este egală cu H ori Y. Citesc că X, de fapt, aparține lui H ori Y. Adică X
Elementul X este în clasa de echivalență al Y la dreapta modulo H. Păi dacă X este în clasa de echivalență al lui Y la dreapta modulo H, înseamnă că clasa de echivalență al lui X egală cu clasa de echivalență al lui Y la dreapta. Dacă un element A aparține lui clasă de aparține clasei de echivalență al lui B, înseamnă că A cu căciulă egal cu B cu căciulă. Și asta am scris aici. Da? Deci înseamnă că HX este egal cu HY. So, înseamnă că elementul X or H, care era egal cu H or Y, face și H or X. Da? Și am arătat că X or H egal cu, de fapt, H or X. Da? Deci aici am arătat, că, de fapt, acest Y poate fi ales X. Și s-a cam terminat de aici. Deci de aici rezultă, dacă am arătat asta, repet, asta e valabil pentru orice x exact, înseamnă că elementul, mulțimea xhx la minus 1, egal, din nou parantezele cum vreau, xhx la minus 1, x or h face h or x, deci egal cu h or x, din nou mut parantezele așa și o să-ți dea h or 1 și egal cu h. Deci o să-ți iasă că mulțimea xhx la minus 1 este egală cu h, adică este automat inclusă în h, deci h este sub grup normal, că asta era definiția. Asta era definiția, mie mi-a ieșit chiar egalitate. Da? Deci. Bine, copii, și asta a fost astea sunt caracterizările echivalente ale subgrupurilor normale. Da? Deci e important de ținut minte de aici, mă rog, asta punctul C, că pentru un subgrup normal, clasa la stângă e egală cu clasa la dreapta și mai mult de aici rezultă și automat că am egalitate de mulțime. Nu, așa e bine să o reținem. Ca și corolar, ne dă o familie generică de exemple de subgrupuri normale, și anume dacă G este un grup și H un subgrup al său de indice 2, data trecută, asta se numea I, era o notație pentru indice, indicele în G lui H este 2, atunci H este subgrup normal al lui 2. De ce? Păi dacă H are indicele 2, indicele ăsta a fost definit ca fiind cardinalul acestei mulțimi, cardinalul claselor de echivalență la stânga, și este egală cu acea propoziție și cu cardinalul claselor de echivalență la dreapta. Deci înseamnă că această mulțime are două elemente. Asta înseamnă. Ăsta 2 înseamnă că această mulțime, ăsta prin definiție cardinalul acestei mulțimi, numărul de elemente, înseamnă că are două elemente. Un element al său este tot timpul 1. Mă rog, tot timpul 1. Clasă de 1, pardon. Un element al său este clasa la stânga a lui 1. Dar clasa la stânga a lui 1 este H. Clasa de stânga a lui, stânga a lui 1 modulul la stânga a 1 este egal cu 1 ori H mare, adică H. Deci un element al său sigur este H. Mai trebuie să aibă un alt element. Cine să fie acela? Păi ghișciupercă. De la relație de echivalență, eu știu că această... Am pierdut mouse-ul. Unde e? Ah. Mă mai aud? Da. Că mi-a apărut pe ecran că am pierdut conexiune. Sunt aici, sunt online, nu? Sunteți online. Bun. Deci, din cauza că mulțimea factor este o partiție a lui G, da? Tot timpul mulțimea factor e o partiție a mulțimii pe care am relația de echivalență, înseamnă că G pe H la stânga e o partiție a lui G, are două elemente, unul este H și altul mai trebuie să fie o mulțime disjunctă de H, dar cu reuniunea G. Ghișciupercă, aia singură, unică care mai poate să fie, este G minus H. Deci înseamnă că G pe H la stânga are două elemente și anume H și mulțimea G minus H. Analog fac și la dreapta. Ăsta este egal și cu cardinalul ăștia. Unul dintre ele este clasa lui 1 la dreapta modulo H, dar aia este H or 1, adică tot H. Da, H-ul trăiește și aici și aici tot timpul, că e clasa lui 1, și mai trebuie să aibă una. Din nou fiind și ea o partiție a lui G, înseamnă că acea unică, celălalt unic element care mai poate să existe este tot complementară. E partiție. Deci înseamnă că clasa la dreapta egală cu clasa la mulțimea claselor la dreapta egală cu mulțimea claselor la stânga și din propoziție din punctul D înseamnă că H este subgrup normal în G. Și un astfel de exemplu e generic de subgrup normal, sigur încă n-am făcut grupurile de permutări, dar probabil că mai știți din liceu.
dacă SN grupul permutărilor și AN subgrupul permutărilor pare, alea care sunt pare, alea o să vedem când facem grupuri de permutări, care e indicele 2. Ăsta are N factorial elemente, ăsta are N factorial pe 2 elemente, din Lagrange o să iasă că indicele este N supra N factorial pe 2, adică 2. Deci înseamnă că AN este subgrup normal în SN și o să vedem ca... Nu cred că o să apuc să-l fac ca teorema la seminar, dar ca exercițiu la seminar, că e greuț. O să vedem, de fapt, cine vrea să încerce să-și muște dinții, că, de fapt, AN este și singurul subgrup normal netrivial în SN. Dar pentru asta trebuie dat că AN e grup simplu, dacă e mai mare ca 5. Da? Deci asta e un deocată, obținem că este subgrup normal, iar cu titlul informativ, folosind alte rezultate basic în teoria grupurilor, el este singurul subgrup normal netrivial, în afară de 1 și de SN, în SN. Iar ca exercițiu facultativ o să-l las, ce se întâmplă la indice 3? Bănuiesc că nu e adevărat, dar nu, când am scris cursul, n-am stat să caut. Dacă indicele în H al lui G este 3, rezultă că H este subgrup normal. Deci asta o să vă dau partea. Următoarea propoziție este o consecință a ceea ce am numit teorema de corespondență pentru subgrupuri. Și nu o să insist asupra ei, că este banală demonstrația. Și anume, dacă avem F definit pe G1 cu valori în G2, un morfism surjectiv de grupuri, surjectiv, atunci funcția definită pe mulțimea subgrupurilor normale ale lui G1, mulțimea tuturor H subgrup normal în G1, care le conțin pe chiar, aici trebuie închis o acoladă, da? Aici, cu valori în mulțimea tuturor subgrupurilor normale K ale lui G2, funcția F mare care duce un element de aici, deci un H, un F de H, în imaginea lui H prin morfismul F, este bijectivă. Noi am demonstrat această propoziție sub formă de teoremă, teorema de corespondență pentru subgrupuri, dacă tăiam aici bara asta, aici și aici, și am demonstrat un detaliu, că era o funcție bijectivă între subgrupuri și cu inversa lua un element K de aici și îl duceam partea altă în preimaginea sa. Da? Inversa acestei funcții era funcția care îl duce pe K în F la minus 1 de K, preimaginea sa. Și am arătat acolo că e bijectivă. Singura chestiune care trebuie arătată la această propoziție din acea teoremă este că lucrează corect funcțiile astea. Adică dacă H este subgrup normal aici, F de H este subgrup normal în G2. Asta trebuie să lucrăm. Asta lucrează corect. Dacă H este element de aici, F de H este subgrup normal în G2. Noi știam deja că este subgrup de la cursurile trecute și mai trebuie să arătăm că este subgrup normal și aici aveți demonstrația, folosim pur și simplu definiția, repet, nu insist că nu e foarte esențială. Da? Deci e doar definiția, își colorește. Și mai trebuie să arăt, deci, și în felul ăsta arăt că ăsta lucrează corect, dar și trebuie să mai arăt și că inversa lucrează corect. Și la fel și aici. Dacă K este un subgrup normal în G2, da, preimaginea sa F la minus 1 de K, știam că e deja subgrup de la teorema de corespondență, mai știam că preimaginea conține nucleul, tot de acolo, și singura condiție care mai este de arătat că acest subgrup este chiar normal, dacă K e normal. Și la fel, definiția școlărească, demonstrația are un singur lucru. Da? Deci înseamnă că acele două funcții care formau obiecții la nivel de mulțime subgrupuri, restricționate la alea normale, lucrează corect. Și cum era o obiecție între mulțimile mari, înseamnă că formează obiecții între submulțimile sale. Da? Dacă avem A și B, două mulțimi, pentru care există o funcție obiectivă așa, cu inversa așa, și aici dacă am în A am o submulțime A prim și în B o submulțime B prim și restricția lui F la A prim duce elemente din A prim în B prim și restricția inversă îi duce acolo. Dacă sus sunt inverse una altea și jos sunt inverse una altea. Deci asta este propoziția care dă corespondența bijectivă între subgrupurile lui G2 și alea lui G1 care stau peste H. Da? Repet, pentru morfisme surjective. Bun, de-aia n-am insistat pe ea, că e mult mai importantă construcția de grup factor decât acea propoziție. O să pornesc și aici o să vedem forța acestui concept. Da? Abia acum o să vedem forța conceptului de subgrup normal. Și genul lui Galois. Pornesc cu un grup G și H un subgrup normal. Da? H subgrup normal în G.
Atunci noi știm că aceste două mulțimi sunt egale. Clasa la stânga, clasa la dreapta, și fiind egale, nu mai punem adjectivele stâng și drept, că n-au sens. Și o să le notez, o să notăm pur și simplu cu GPH. Deci o să notăm GPH, una dintre aceste două mulțimi egale. Nu mai punem stânga și dreapta. Clasele, elementele aici, de regulă o să le notăm ca elemente aici. Da. Dar nu neapărat, dar de regulă asta este condiția. Deci când luăm un element din GPH și îl gândim aici, că e o clasă la stânga. Da. Da. Deci fie X clasă un element aici, adică X or H, care oricum este egal și cu H-ul X. Și Y clasă egal cu Y clasă egal cu Y or H, clasă, două clase de echivalență. Da. Și o să le înmulțim pe astea. O să definesc ce înseamnă ăsta înmulțit cu ăsta. Deci definim, atenție aici, clasă de X înmulțit, da? Punct. Asta e noua operație. Cu clasă de Y, punem egal prin definiție, iau X ori Y, fac înmulțirea lor în G, după care iau clasa sa. Clasa sa de echivalență la asta, care este într-adevăr un element de aici. Da? Din GPH, care e asta sau asta. Da? Deci așa definesc înmulțirea. Clasă de X ori clasă de Y este X ori Y totul clasă. Prima chestiune trebuie să arăt că această funcție, această înmulțire definită de noi, această operație este corect definită. Că nu depinde de reprezentanți și aici o să folosim că H-ul ăla e mai mult decât un subgrup și că este chiar este normal. Că e mai mult decât un subgrup. Și anume, să arătăm că e corect definită asta. Aminte, nu poți să arăți dacă nu ăla nu e normal. Iau ce înseamnă că e corect definită. Iau un element X și un element Y cu clasele sale și mai au alte două, X' și Y' echivalente, primul cu X și al doilea cu Y. Da? Adică asta scriem că clasă de X egal cu clasă de X' și că clasă de Y egal cu clasă de Y'. Da? Aia înseamnă că X' e echivalent cu X și Y' e echivalent cu Y modulo la stânga H. Da? Și vrem să arătăm că dacă definesc clasă de X ori clasă de Y, folosind ori copiile astea, X și Y, ori copiile astea egale, obțin același lucru. Aia înseamnă, da, corect definită. Aia înseamnă că dacă le definez, vedeți, folosind pe X și pe Y, o să obțin X, Y totul clasă, folosind copiile celelalte, X' și Y', o să obțin X' Y' totul clasă. Și vreau să arăt că aceste două elemente sunt egale, sunt egale în această grup factor, în această mulțime factor. Da. Bun. Și să notăm că sunt egale. Scriem ce înseamnă asta, asta și asta. Da, deci clasă de X egal cu clasă de X' înseamnă că X la minus 1 ori X' aparține lui H. Da? Deci înseamnă că ele sunt, asta înseamnă că ele sunt congruente la stânga modulo H, data trecută. Asta era definiția. Analog cealaltă. Asta egal cu asta înseamnă că Y și Y' sunt congruente la stânga modulo H și aia înseamnă că am așa ceva. Y la minus 1, Y' aparține lui H și vrem să arătăm că se întâmplă blașoava asta, adică clasa ăstuia este egală cu clasa ăstuia modulo H, adică vrem să arătăm că ăsta de aici la minus 1, ori X, Y, totul, da, asta vrem. Vrem să arătăm că ăsta totul la minus 1 care face Y la minus 1, X la minus 1, ori X' ori Y', da, ori produsul de aici, vrem să arătăm că ăsta aparține lui H. Da? Deci asta trebuie să arătăm aici. Că dacă, la asta s-a redus la chestia școlărească, dacă ăsta e în H și ăsta e în H, atunci și acest produs e în H. Nu se vede deloc că ar fi așa. Da? Dar făcând niște manipulări și folosim faptul că H e normal, o să ne iasă asta. Da? Deci pornim cu acest element. Ăsta este Y la minus 1, X la minus 1, X' ori H. Elementul ăsta de aici aparține lui H. Da? Uite aici. X la minus 1, X' aparține lui H. Deci înseamnă că acest element aparține lui Y la minus 1, aparține lui Y la minus 1, H, Y'. Da? Vedeți, nu prea am o legătură aici. Aici este, eu știu doar că Y la minus 1, Y' este în H. Și eu vreau să arăt că ăsta de aici, acest element, vreau să arăt că aparține lui H. Și cum facem? Mai bag aici la derută un 1 pe care îl scriu ca Y ori Y la minus 1. Deci mulțimea asta o să fie egală cu Y la minus 1, H,
acel 1 pe care l-am scris y ori y la minus 1 și ori y prim. Pun parantezele unde vreau eu și le pun aici. Le pun aici. Și folosesc faptul că h este sub grup normal. Păi dacă h este sub grup normal, propoziția aia îmi spunea că y la minus 1 h ori y este egal tot timpul cu h. Deci aici folosesc normalitatea lui h, aici e cheia. Folosind normalitatea lui h, mulțimea de aici este egală cu h. Deci înseamnă că asta de aici este egală cu h y la minus 1 y prim. E, asta îmi place. Pentru că y la minus 1 y prim, y la minus 1 y prim, este un element din h. H mare ori un element din h este inclus în h. Pentru că h e subgrup. Da? Un element de forma x ori ceva din h cu x din h este tot timpul în h. Citesc începutul și sfârșitul și am obținut că acest element aparține lui h. Adică formula asta ce vreau eu este corect definită. Această înmulțire este corect definită și insist că este corect definită datorită condiției de normalitate pe care a pus-o Galois aici. În plus, cu această înmulțire verifică niște proprietăți de bază. Clasă de x ori clasă de 1 face clasă de 1 ori clasă de x și egal cu că o să facă x ori 1 totul clasă. Da? O să facă clasă de x. Da? Unde clasă de 1 este 1 ori h, adică h. Cu alte cuvinte, ce spune această condiție? Că clasa de 1, da, clasa lui 1 care ca mulțime este egală cu h, este element neutru pentru această lege, care e corect definită. Și a doua observație este că clasa de x ori clasa de x la minus 1 este egal cu clasa de ăsta ori ăsta, dar x ori x la minus 1 face 1, adică face clasa de 1, era elementul neutru, și analog pe dos. Deci de aici înseamnă că clasa de x este element inversabil cu inversul, clasa de x este tot timpul un element inversabil cu inversul x la minus 1 totul clasă. Rezumat, ce am făcut noi mai sus pe aici? Am construit grupul factor. Am pus pe această mulțime, de fapt, o structură de grup. Propoziție. Dacă G este un grup, dacă G este un grup și H un subgrup normal al său, și H subgrup normal al său, atunci mulțimea G pe H, da? Această mulțime factor, care era G pe H la stânga și egal și cu G pe H la dreapta, are o structură de grup cu acea operație. Clasă de X punct clasă de Y e egal prin definiție cu X, Y totul clasă, oricare ar fi X și Y din G pe H. Și acest grup, da, deci propoziție, aici trebuie să scriu propoziție definiție. Acest grup se numește grupul factor al lui G prin H. În plus, funcția notată cu pi definite pe G cu valori în G pe H, pi de X egal cu X cu căciulă, da, ca la mulțim factor, oricare ar fi X din G, este un morfism de grupuri, este surjectiv banal, că elementele de aici sunt de forma X cu căciulă, deci este pi de ceva, deci este, în plus este și morfism de grupuri, este surjectiv și nucleul său, chiar de pi, este H, adică ăla subgrupul prin care factorizez. Și acest pi n-am mai scris aici, puteți să notați undeva dacă aveți posibilitatea să scrieți un PDF ceva. Acest pi se numește la fel proiecția canonică al grupului G pe grupul factor. Copii, înainte de a face demonstrația, să facem o speculație. Aici am arătat că dacă H este subgrup normal, H-ul este nucleul unui morfism. Dacă H este un subgrup normal, că asta am uitat să o scriu, dacă H este subgrup normal, atunci H-ul este nucleul unui morfism ce pleacă din G. Aveam un exemplu 2 sau 3, ne uităm. Unde erau exemplele? Aici 3. Că dacă avem un morfism de grupuri, dacă avem un morfism de grupuri, nucleul său e subgrup normal. Nucleul său e subgrup normal. Aici am arătat că dacă avem un subgrup normal, dacă avem un subgrup normal, ca speculație, după ce demonstrăm,
Dacă avem un subgrup normal, atunci el este nucleul. Deci cum putem formaliza asta într-o singură frază? Cine vrea să ne spună? Se intre cineva live. Aceste două observații. Că nucleul este mereu subgrup normal? Nu, asta spunea exemplu 2. Exemplu 3. Aia și cu asta împreună, cum se poate citi? Cum se poate că citi? Un subgrup este normal dacă și numai dacă este nucleul unui morfism. Perfect. Cine ești? Andrei. Andrei Panta, nu? Da. Deci așa se formalizează cele două condiții. Un subgrup este normal dacă și numai dacă el este nucleul unui morfism. Un subgrup este... H este un subgrup normal în G, dacă și numai dacă el este nucleul unui anumit morfism. Da? Deci, practic, Galois asta a identificat că nucleele astea de morfisme sunt mai mult decât subgrupuri. Și care era proprietatea aia a identificat-o el astăzi. Vedeți, de a scoate esența din niște chestiuni. Bun, să demonstrăm propoziția și după aia facem pauză, că ne e complicat. Faptul că e corect definită am arătat-o mai sus. Faptul că 1 este elementul neutru de aici. Unu, da? Unu din... Vedeți, nu mai spuneți și voi elemente, nu știu cum le ziceți voi din liceu. Nu mai le... Voi nu scrieți unitate, am văzut în teze. Cum ziceți voi? Element neutru. Nu mai folosiți cuvintele astea, element neutru și elemente simetrizabile. Da, niciodată. Da, ziceți simetrizabile. Elementele neutru le scriem unitate, acum. Nu le mai zicem, da? Unitate. Și nu mai spunem, nu mai folosim cuvântul element simetrizabil, ci folosim invers. Da. Am mai crescut și noi. Dacă trebuie să fac o acțiune pe aici, că mă notifică ceva, că trebuie să fac o activitate asta. Trebuie să-l accept pe Eduard. Aolo! Eduard, ești aici? Andrei? Oh, sorry. Mă încurc total. Nu știu dacă era, dar el putea să intre cu link-ul de pe ăsta. Bun, faptul că e corect definit am arătat, faptul că elementul neutru 1 din GPH este clasa lui 1 care este egal cu H am arătat, faptul că orice element este inversabil am arătat, și anume clasă de X totul la, da, îi zic, orice element e inversabil, da? Nu mai zic orice element e simetrizabil. Așa facem vorbind de acum. Algebra. Clasă de x la minus 1, nu mai suntem într-a 12-a. X la minus 1 totul clasă. Și ar mai fi de arătat asociativitatea acestui punct. Aici am scris că nu mai arăt, că e banală, pentru că vedeți, asociativitatea acestei înmulțiri cu punct rezultă din asociativitatea înmulțirii din grupul G. Că dacă mai pun încă 1, o să fie pe aici, niște paranteze sub căciuri. Și cum înmulțirea de pe G este asociativă, o să zic și că punctul S e asociativ. Mai am de arătat că pi ăsta e morfism de grupul, terminați să facem pauză. Păi, că e morfism e banal. Pi de xy face xy totul cu căciulă. Da? Face xy totul cu căciulă. Din modul în care a fost definită formula asta de înmulțire, x ori y totul cu căciulă face x cu căciulă ori y cu căciulă, adică face pi de x ori pi de y. Ori aia înseamnă că pi e morfism de grupul. Și are nucleul H, iar e banal. Pentru că G este un element din nucleu, din chiar de pi, dacă și numai dacă pi de G, adică G clasă, este elementul unitate de aici, 1, dar ăla era 1 clasă. G clasă este egal cu 1 clasă, dacă și numai dacă G la minus 1 aparține lui H, G la minus 1 aparține lui H, dacă și numai dacă G aparține lui H. Începutul și sfârșitul spune că nucleul lui pi este H. Și asta este... Ăsta este grupul factor, facem pauză și continuăm după aia. Da? Deci grupul factor se face numai prin subgrupuri normale. Înmulțirea este așa. El este contrapartea la teoria grupurilor, la ce era mulțimea factor. Numai acolo, vedeți, erau doar mulțimi chele, nu aveau structuri pe ele și ca să pun și structuri algebrice pe ele, trebuie să factorizez cu ce trebuie. Și acel ce trebuie era acest cuvânt de normalitate. Facem o pauză de 10 minute, las aici și după aia continuăm cu observații. Pauză.
De exemplu, eu dacă dau aici pe la voi, pe la inițiativ indicatorul ăsta, la cineva, de exemplu, apare sub numele la un indicator, apare o bulină roșie. La alții apare o bulină verde. Ce înseamnă asta? Aia roșie înseamnă că poftim? În general, roșu înseamnă că este în timpul unui apel și dacă nu apare nimic, înseamnă că și-a ascuns activitatea să nu poată vedea lumea ce face. Iar verdele înseamnă că e disponibil, în mod normal, acum. Dar poți să modifici tobolinile cum vrei. Sau așa. Ioana, Alexandru și mai cum te numești? Mih. Ioana Alexandru, ești aici? E roșu, de exemplu, Ioana Alexandru. Foarte niciodată aici. Mă scuzați, aș avea o întrebare. Da. Subgrupurile normale cu incluziunea mai formează latice? Mulțimea subgrupurilor normale. Intersecția are superior, trebuie să te uiți. Subgrupurile normale. Inferior are orice două, dar are că e intersecție de normale, e normale. La superior, da, da, asta. Da. Superiorul era definit ca ce? Sub de H și G. Nu neapărat, nu mai știu dacă... Superior de H și G, acolo era subgrupul generat de H reunit cu G, K, nu? Se vede? Ăsta nu mai e bun. Subgrupul în mod normal. Ăsta nu e subgrup normal. Ăsta e doar subgrup. Deci trebuie să modifici superiorul. Ăsta e doar subgrup. Și s-ar putea să iei inima lui. S-ar putea că inima, deci dacă... Inima reuniunii. Iei sub de H și K, iei subgrupul generat de H reunit cu K, este subgrup și e inima sa. Ăsta este subgrup normal în gen. Și e posibil ca cu inimă să fie. Ori dacă ăsta este cel mai mare subgrup conținut acolo, nu? Cred că ăsta e. Cred că ăsta e. Sau dacă nu la, deci dacă nu e ăsta... Deci asta oricum e un subgrup normal și vezi dacă ăsta e superiorul. Dacă nu e ăsta, mai poți să construiești ceva. Vedeți? Inima ce face? Ia un subgrup H și îi construiește un subgrup normal în G, H indice G, conținut în H. Așa. Da? Așa. Dar eu pot să construiesc și cel mai mic subgrup normal la superior, cam ce ar putea fi ăsta sau... Mai poți să mai construiești ceva aici, poți să iau... Nu mai știu exact cum se cheamă terminologia. H conținut în ceva, o să notez cu HG sus, care să fie ăsta sub grup normal în G, și să iau pe H indice G, ăsta de sus, așa, cel mai mic sub grup normal al G care îl conține pe H.
Înțelegeți? Un fel de analog al subgrupul generat de o mulțime. Exact. Se iau subgrupul normal generat de, de H. Deci nu știu dacă ăsta sau ăsta, unul dintre ele trebuie să fie bun. Și bănuiesc că formează o latice. Nu știu, nu mi-am pus întrebarea, dar e bine depus. Da? Deci o să spunem așa, L normal de G, dacă mai e latice. Și uite, asta o întrebăm și o punem ca temă de reflexie. Mersi, Paul, de întrebare și o să o punem ca întrebare. Că nici eu nu știu răspunsul automat, dar dacă este, ăstea sunt unul dintre, la superior, unul dintre cei doi candidați. Da, 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 am înțeles. Să căutăm, să vedem. Întrebarea e deșteaptă, mă zic. Am făcut grupul factor, G factorizat pe H, și acum să dăm câteva exemple. Mai întâi, exemplele triviale. Dacă H e 1, sub care este sub grup normal, atunci G factorizat, izomorf cu grupul G, da? G cum factorizez cu 1, nu-mi dă nimic, nu-mi dă tot G-ul, da? Pentru că noi am văzut de data trecută că mulțimea asta G factorizat la 1 ca mulțime este mulțimea tuturor elementelor X, da? mulțimea formată din X cu X din G, da? Pentru că dacă H este 1, congruența aia la stânga devenea egalitate. Ceea ce însemna că X era congruent cu Y, dacă așa mea că X egal cu Y. Adică clasele de echivalență a lui X egală doar cu mulțimea singleton formată din X. Adică asta este exact o copie a lui G. În cazul ăsta, proiecția definit pe G cu valori în G factorizat la 1, pi de X egal cu X cu căciulă, numai că aici X cu căciulă este mulțimea singleton X, este izomorfism de grup. Deci G factorizat la 1 nu dă nimic nou, este G. Dar dacă iau H egal cu 1 pe dos, dacă iau cazul celălalt extrem, dacă iau H egal chiar cu G, G sub grup normal în G, atunci am văzut că G factorizat la G, mulțimea claselor la stânga sau la dreapta, era o mulțime singleton. Acolo orice două elemente erau echivalente. Deci clasa oricărui element era egală cu clasa lui 1, care ca mulțime este G. Da? Deci asta era o mulțime singleton, cu un singur element. Deci înseamnă că grupul factor este un grup cu un element. Aici poate nu e bine că am pus unul, și trebuie să pun așa o musculiță. Da? Grupul trivial cu un element. Da? Deci G factorizat la G are un singur element. Bine. Zetenul. Vedeți, noi notația asta am făcut-o pentru notații multiplicative. Acum, Z-ul este exemplu tipic de grup în notație aditivă. Deci să aplic construcția mea pentru grupul Z. Știu subgrupurile sale, orice subgrup al lui Z e de forma NZ. Am punctat la curs și la seminar asta. Deci iau H un subgrup de forma NZ cu N mai mare sau egal ca 2. Că nu fie 0 sau 1. Dacă N e 0, H e 0. Dacă N e 1, este tot Z. Deci iau un subgrup netrivial, da? Cum se cade. Propriu. Cum Z este grup abelian, orice subgrup al său e normal, Z fiind abelian, orice subgrup al său e normal, deci înseamnă că acest H egal cu NZ e subgrup normal. Și atunci pot să fac grupul factor. Z factorizat la H, adică Z factorizat la N ori Z, se notează doar cu Z indice N, ca să nu mai pun atâtea, să nu mai pun două bărbi astea, Z indice N. Și noi știm că asta ca mulțime are N elemente, și anume clasă de 0, clasă de 1, clasă de N minus 1, că am mai făcut-o începând de la mulțime, da? Clasă de 0. Și ăsta este un grup abelian, în care operația, un grup abelian al claselor de restul modulo N, da? În care operația, vedeți că acel punct acum îl notez aditiv, clasă de A, înmulțit cum ar veni, dar numai când aceea înmulțire o înmulțesc cu plus. Clasă de A plus clasă de B clasă este A plus B totul clasă. Construcția precedentă spune că această operație e corect definită, formează un grup, numit grupul factor. Acest factor are N elemente, elementul neutru este clasă de 0, clasa elementului neutru din G, adică clasă de 0, și se cheamă grupul claselor de restul modulo N și el este în plus grup abelian, pentru că Z e abelian, A plus B egal cu B plus A și la fel
Asta înseamnă că A clasă plus B clasă. Deci aici avem și construcția riguloasă a grupului Z10, ca și caz special. De fapt, asta, dacă vreți, poate că asta ar fi și o motivație de a construi grupul factor, știind așa ceva, se propus întâlnirea numerelor, dacă se pot aduna astea, se putea arăta direct cu mâna și cum generalizăm această construcție de la Z, de fapt, de la Z la un grup abstract. De fapt, multe dintre rezultatele de grupuri de la început, de acum, din astea fundamentale, sunt, de fapt, încercări de a construi, de a generaliza la un nivel abstract pentru orice grup ce se știe de la numere, de la Z. Multe dintre rezultate. Deci, și această construcție de grup factor, asta generalizează. Asta a făcut de Euler, cred că înainte de apariția grupurilor. Nu? Teorema aia de corespondență pentru subgrupuri îmi permite să știu cum arată subgrupurile grupului factor. Și anume, dacă iau H un subgrup normal în G și P proiecția canonică, P definit pe G cu valori în G pe H, care este morfism de grupul și ești surjectiv. Și e surjectiv. Deci se întâmplă să se îndeplinească ipoteza de la teorema de corespondență pentru subgrupul. Și aia o citim așa. Nu o să mai citesc pentru subgrupul normale, da? Pentru că am făcut-o și de ora trecută și e același lucru. O să citesc doar pentru subgrupul. Da? Obținem așa, că kappa, o scriem, nu mai scriem ca funcții bijective, ci o scriem scolărește. Kappa e un subgrup în GPH. Kappa este un subgrup în GPH. Dacă și numai dacă există și este unic un subgrup al lui G, l-am notat cu L, există și este unic un subgrup al lui G, care conține nucleul lui P este H, deci dacă și numai dacă există un subgrup L al lui G, care conține PH, nucleul lui P, astfel încât kappa să fie acea funcție F mare de subgrup. La mine pe post de F mare era imaginea prin P. Da? Deci astfel încât kappa să fie imaginea prin morfism, prin P, a lui L. Da? Adică P de L, care ca mulțime sunt toate elementele de forma clasă de X cu X din L. Asta este P de L. Da? Clasă de X cu X din L. Și această P de L, mulțimea asta, am notat-o cu L factorizat la H. Da? Deci aici este o notație, L factorizat la H. Sigur că el are sens să fac și grupul factor, pentru că L este un subgrup ce conține pe H. Da, mă rog, pot să fac grup factor aici doar dacă astea sunt normale. Atenție, deci asta de aici este doar o notație. E doar o notație ce am scris eu aici. Iar avea sens dacă aș lua chestiile astea din paranteză, dacă fac aceeași analogie pentru corespondență pentru subgrupuri normale. Da? Deci aici este doar o notație pentru această mulțime. Și scriem această afirmație referitoare doar la subgrupuri, nu și la cele normale, analog pentru normale, că mulțimea subgrupurilor grupului factor G factorizat la H este egală cu mulțimea tuturor subgrupurilor de forma L factorizat L pe H. Unde asta e o notație pentru așa ceva. Da? Deci mulțimea tuturor elementelor de forma L pe H, unde L pe H este pi de L, unde L este un subgrup al lui G, L este un subgrup al lui G ce conține pe H. Da? Și analog pentru subgrupuri normale, n-am mai scris-o, și pe asta. Și aici ar fi trebuit să pun L este un subgrup normal al lui G ce conține pe H. Și în felul ăsta avem teorema de corespondență pentru subgrupuri. Da? Deci știm cum arată, din teorema de corespondență știm cum arată subgrupurile grupului factor. Și aici am dat și un exercițiu să listăm, pentru că Z indice N este un grup factor, să listăm subgrupurile Zn. Da? Și cazul concret, mulțimea subgrupurilor Zn, deci aplic așa ceva, aplicând așa ceva, este exact mulțimea tuturor subgrupurilor de forma DZ supra N or Z, unde D e un număr natural ce divide pe N. Aici l-am lăsat sub formă de exercițiu asta. O să punctez, nu fac tot exercițiul, probabil că o să-l facem la seminar, dar punctez cum se aplică, da? De exemplu, dacă am de calculat subgrupurile lui Z4, care e Z factorizat la 4Z. Divizorii lui 4
Sunt doi, da? Mă rog, sunt doi. Sunt 1, 2 și 4, da? În diviziunea trigonometrică. Grupurile lui Z4 sunt așa. Cine sunt divizorii lui 4? 1. Deci o dată ar fi subgrupul generat de 1. O să o scriu așa. Asta arată aici. Este subgrupul generat de D clasă. Subgrupul generat de 2 și subgrupul generat de 4. O resta ca mulțime în continuare. Subgrupul generat de 1 este tot Z4, grupul trivial. Ăsta altul scriu primul. 4 clasă face 0, deci ăsta este grupul trivial 0. Și ăsta altul este subgrupul generat de 2, care ca mulțime este 0 și 2. Puteți centra puțin camera pe foaie mai mult, vă rog? Așa. Se vede? Da, da, acum se vede, acum se vede. V-am zis că eu la asta nu văd naiba pe Times-ul ăsta. Așa. Nu e problemă, acum se vede. Mulțumesc mult de tot. Deci asta ca exemplu la acest exercițiu, să știm, toată lumea trebuie să știe să calculeze subgrupurile lui Z. Așa, aici am dat un exemplu pentru Z4, da? Are, pe lângă cele două subgrupuri triviale, mai are unul singur. Bine, mergem mai departe, că mai avem multă treabă. V-am zis că aud materia plângând. Teoremă. Proprietatea de universalitate a grupului factor. O să vă îndrăgostiți de proprietăți de universalitate. Iar un enunț lung, sinistru, mai ușor decât enunțul. Deci proprietatea de universalitate a grupului factor. PUGF. O să folosim prescurtat. Dacă G este un grup și H un subgrup normal al său, iau pi proiecția canonică, pi definit pe G cu valori în G pe H, proiecția canonică, pi de G egal cu G clasă. Da? Deci aici nu e nimic decât ce am făcut până acum ca și construcție. Subgrup normal, grup factor, proiecția canonică. Și le pun aici pe prima linie. Da. Enunțul acestei teoreme cu enunț lung, sinistre ca enunț, spune următorul lucru, că pentru orice grup G prim, oricare ar fi G prim un grup, da? Din nou, o să mă pot juca să aleg eu cum vreau acest G prim. Da? Deci oricare ar fi G prim un grup, iar mă pot juca și cu asta, oricare ar fi fi un morfism de grupuri, morfism de grupuri, dar nu orice fel de morfism, ci alea care au proprietatea că nucleul său, chiar de fi, conține subgrupul prin care factorizez. Da? Deci oricare ar fi fi, morfism de grupuri, pentru care chiar de fi conține subgrupul prin care factorizez aici pe prima linie, da? Deci oricare ar fi așa și așa, există și este unic. Există și este unic. Un morfism de grupuri fi bar, definit pe G pe H, pe acest grup factor, cu valori în G prim, morfism de grupuri, da? Morfism de grupuri, astfel încât fi bar compus cu pi, fi bar compus cu pi, să facă fi. Adică astfel încât diagrama asta să fie comutativă. Da? Deci oricum aș pleca din G ori așa, ori așa, ori așa, să-mi dea același lucru. În plus, acest fi bar este morfism surjectiv, fi bar este morfism surjectiv, dacă și numai dacă fie surjectiv. Da? Ca la proprietatea de universalitate a mulțimii fac. Fi bar este injectiv. Fi bar este injectiv dacă și numai dacă, atenție, nu dacă fie injectiv, dacă și numai dacă, chiar de fi este egal cu H. Da? Deci dacă și numai că aici am egalitate. Da? Din nou, această proprietate de universalitate factor seamănă și este contrapartea a proprietății de universalitate a mulțimii factor, numai că acolo, peste tot în loc de mulțimi, am grupuri, peste tot în loc de funcții, am morfisme de grupuri, iar din cauza acestei condiții de morfism, trebuia să avem niște precauțiuni, da? Deci trebuia să iau aici, pentru că asta e o mulțime factor, da? De asta trebuia să iau aici subgrupurile care trebuie, subgrupurile bune prin care pot să fac așa ceva, să fac obiecte factor. Da? Și subgrupurile prin care pot să fac obiecte factor sunt alea normale, așa cum am început, le-a definit Galois și cum am început cursul de azi. Să demonstrăm această
teoremă care v-am spus că este lungă ca enunț, dar simplă ca demonstrație, pentru că, din nou, într-un astfel de enunț am zis că prima chestiune pe care o demonstrăm este unicitatea acestui fibar, unicitatea unui astfel de morfism cu această proprietate. Și ca să demonstrez unicitatea, pornesc cu 1. Fie fibar, definit pe GPH cu valori în G', o astfel de făptură. Adică, ce înseamnă o astfel de făptură? Adică un morfism de grupuri ce închide triunghiul ăsta comutativ. Deci astfel încât fi bar compus cu pi să facă fi. Păi scriu ce înseamnă această egalitate. Aia înseamnă că pentru orice element x din g, fi bar compus cu pi de x face fi de x, oricare x din g, pi de x este x cu căciulă. Deci de aici rezultă că fi bar de clasă de x, da? Fi bar de clasă de x, egal cu fi de x, oricare ar fi x din g. Deci înseamnă GPH și mulțimea tuturor căciurilor înseamnă că phi bar este unic implementat de phi după această formulă. Phi bar de ceva de aici, adică de un x clasă, este unic determinat de phi și anume este phi bar de clasă de x, este phi de x. Da? Deci am arătat unicitatea din parte. Am arătat acest semn de exclamație din enunț. Acum, existența, v-am spus, da? Tot timpul arătăm unicitatea pentru ca aia să-mi spună cine este și după aia o să arătăm că e la bun. Existența unui astfel de morfism fibar, ce ne-a dat mai sus ca unicitate, îl punem cu mânuțele prin definiție. Deci definim existența lui fibar. Definim fibar, definit pe GPH, da? Da. De aici, cu valori G prin formula care am obținut-o mai sus. Fi bar de clasă de x egal cu fi de x, de îndată ce, aici am greșit eu, în mist, dar trebuie să spun oricare ar fi x bar din g pe h, pentru că de aici pleacă funcția fi bar, nu? Oricare ar fi x bar din g pe h, am luat din reflex ca sus. Bun, nu are importanță, nu e esențial. Trebuie să arăt aici din nou, vedeți că eu am definit fi bar pe căciul, pe clasă de echivalență. Trebuie să arăt că e corect definită. Trebuie să arăt că acest fi bar e corect definită pentru asta. Iau din nou două clase de echivalență egale, sau două elemente x și y echivalente. No. Păi dacă iau două elemente x și y echivalente, înseamnă că clasă de x egal cu clasă de y, modulo, echivalența este modulo h la stânga, asta înseamnă că x la minus 1, y aparține lui h, că așa au fost definite congruența la stânga, x la minus 1, y aparține lui h. Și acum mă uit eu de ce au pus oamenii ăștia deștepți aici condiția asta. H e inclus în chel de fi. Asta e în ipoteză. Da. Păi și o pun aici. Deci înseamnă că x, y la minus 1 aparține lui h care e inclus în chel de fi. Citesc că elementul ăsta e aici. Adică fi de el face 1. Păi fi de el face 1 și fi e morfism. Că aici fiul oricare ar fi fi morfism. Fi fiind morfism, are toate proprietățile bune din lume, trece peste mulțire, trece peste inverși. Deci înseamnă că fi de x totul la minus 1 ori fi de y este egal cu 1. Ăsta e în stânga, nu-mi place, îl mulțesc cu fi de x la minus 1 și îl duc în partea alaltă și mi-a ieșit că fi de x egal cu fi de y. Rezumat, dacă clasă de x egal cu clasă de y, atunci fi de x egal cu fi de y. Deci înseamnă că nu are importanță alegerea reprezentantului aici când îl definesc pe fi bar. Deci înseamnă că fi bar de x clasă e fi bar de y clasă, adică fi bar ăsta e corect definit. Și acum asta cam termină. E corect definit, mai aveam de arătat că e morfism de grupuri, dar asta, uite ce banalitate e. Fi bar de clasă de x ori clasă de y face fi bar de înmulțirea două clase, era acel punct, este x, y totul clasă, fi bar de o clasă face fi de xy, folosesc faptul că fi e morfism, ăsta e fi de x, fi de y, fi de x era fi bar de clasă de x, ca așa am definit pe celălalt, este fi bar de clasă de y, începutul și sfârșitul spune că fi bar e morfism și în mod banal, fi bar compus cu pi este egal cu fi, că de aici n-am luat. No. Asta spune că fi bar compus cu pi este egal cu fi. Deci înseamnă că am arătat prima parte. V-am spus, vedeți, demonstrația este mai banală decât enunțul. Trebuie să știți foarte bine acest enunț, cum lucrează. Oricare G prim, oricare de asta, nu chiar oricare morfism, ci cu o anumită proprietate, cum era
dacă vă țineți minte, și la proprietatea de universalitate a proprietatea de universalitate a mulțimii factor. Și a rămas de arătat aceste în plusuri, A și B. Eu astăzi mi-am schimbat de regulă la a doua oră de curs, beau suc de portocale. Astăzi mi-am luat suc de roșii. Am zis să fac o schimbare esențială pentru desfășurarea cursului. Punctul A, fibar este surjectiv, dacă și mai dacă fie surjectiv. Implicația directă. Presupunem că fibar este surjectiv, păi atunci noi știam acea comutativitate, spunea că fibar compus cu pi e egal cu fi, fibar surjectiv, pi e surjectiv, compunere de surjecție, surjecție, deci rezultă că fi e surjecție. Deci dacă fi bar e subjectiv, rezultă că fie subjectiv ca și compunere de subjecție. Asta era implicația directă. Pădos. Presupunem că fie subjectivă. Fie subjectivă. Aia înseamnă că pentru orice G prim, orice element aici, este fi de ceva. Și asta scriu aici. Unde era? Aici. Deci dacă G prim este un element din G prim, înseamnă că există un X din G, astfel încât G prim să facă fi de X, numai că fi de X este din definiția lui fi bar de clasă de X. Citesc asta și asta, înseamnă că orice element G' din G' este fi bar de ceva, adică fi bar e subjectivă. Și am arătat punctul A. Punctul B al teoremei spunea că acest fi bar este injectiv, fi bar este injectiv, dacă și numai dacă chiar de fi este egală cu H. Ține minte că eu o incluziune o am oricum prin ipoteză. Nu? Să arătăm această echivalență, e probabil prima, la punctul B. Presupunem că fi bar este injectiv și vrem să arătăm că chiar de fi egal cu H. Da? Vrem să arătăm că chiar de fi este egal cu H. O incluziune o avem tot timpul. H este inclus în chiar de fi. Deci trebuie să arătăm doar asta. Trebuie să arătăm doar că chiar de fi este egal cu e inclus în H. Da? Deci să revenim. Deci presupunem că fi bar este injectivă și luăm un element X din chiar de fi. Păi dacă le iau pe X din chiar de fi, aia înseamnă că fi de X face 1. Numai că fi de X era egal cu fi bar de clasă de X. Deci înseamnă că fi bar de clasă de X face 1. Dar 1 face și fi bar de 1. Pentru că fi bar e morfiz. Fi bar duce pe 1, 1. Elementul 1 din grupul factor, fi bar era definit pe grupul factor, este clasă de 1. Nu? Fi bar de clasă de X este fi bar de 1. Sunt la implicația directă în care am presupus că fi bar este injectiv. Fi bar de ceva face fi bar de 1. Înseamnă că clasă de X e egal cu clasă de 1. Păi clasă de X e egal cu clasă de 1 dacă și numai dacă X este din H. Definiția congruenței la stânga modulo H. Deci înseamnă că X este în H, am pornit cu un element X din nucleu și mi-a ieșit că e în H, deci înseamnă că am și incluziunea cealaltă, deci înseamnă că chiar de fi e egal cu H. Pe dos, presupunem că chiar de fi este egal cu H și vrem să arătăm că fi bar este injectiv. Am presupus că fi bar de ceva e egal cu fi bar de altceva, clasă de X și clasă de Y. Ăsta este fi de X, ăsta este fi de Y. De aici rezultă, dacă fi de X egal cu fi de Y, înmulțesc cu fi de Y la minus 1 relația asta. Fi de Y ori fi de Y la minus 1 în stânga îmi dă 1. În dreapta, îmi dă 1. În stânga o să am fi de X ori fi de Y la minus 1. Minusul intră sub fi și o să am fi de X ori fi de Y la minus 1. Dar fi e morfism și o să iasă, rămână decât fi de x, y la minus 1, care face 1. Deci de aici rezultă că elementul x, y la minus 1 are proprietatea că fi de el face 1. Deci înseamnă că el este nucleu, este nucleul lui fi, dar sunt la implicația inversă când am presupus că nucleul este egal cu h. Deci înseamnă că x, y la minus 1 aparține lui h. Ori aia înseamnă că x și y sunt congruente la dreapta modulo H, că minusul e la dreapta, dar nu contează congruența stânga-dreapta, că sunt la subgrupuri normale, deci înseamnă că clasă de X egal cu clasă de Y și la stânga și la dreapta, și cum vrem noi, începutul și sfârșitul îmi spune că fi bar e injectiv.
Și cu asta, aceste sperietori, am demonstrat așa doua mare sperietoare, proprietatea de universalitate a grupului factor, da? În care eu sper că nu e foarte complicată, să mai avem una la inele. Iar ca aplicația ei, teorema fundamentală de izomorfism pentru grupuri. Iar o să avem foarte multe astfel de teoreme fundamentale de izomorfism în algebră, cu precădere în algebră, dar probabil că și pe la alte discipline matematice mai teoretice. Deci teorema fundamentală de izomorfism. Să mai am un spuculă de suc de roșii. Nu mai am glas, mi se usucă gâtul ăla. Am vorbit. De atât a strimuit. Dacă teorema fundamentală de izomorfism, o să o prescurtăm tot timpul în exerciții, T, F, I, G. Teorema de fundamentală de izomorfism pentru grupuri, pentru că o să fie și la inele și la alte obiecte. Dacă F definit pe G cu valori în G' e un morfism de grupuri, atunci, dacă ăsta e un morfism de grupuri, dar doar un morfism până aici, nu pun subjectiv ceva, atunci funcția f indice tilda, da? Deci asta e tilda, f indice tilda, definită pe g factorizat la nucleu, g factorizat la chel de fi, da? G factorizat la chel de fi, ăsta este grupul factor. Are sens că chel de fi este subgrup normal. Fiind subgrup normal, pot să fac grupul factor. Da? Deci fi tilda definit pe acest grup factor cu valori în imagine de fi, imaginea de fi este un subgrup prim, deci la rândul său este un grup, acest fi tilda definit prin fi tilda de un element de aici, deci de o clasă de x, x cu păciulă, de un element de aici, sunt clase de echivalență ale lui x modulo, chiar de f, și egal prin definiție cu f de x, oricare ar fi clasă de x din g pe chiar, aici iar nu se mai vede bine, oricare x din clasă de x din g pe chiar, această funcție fi tilda e corect definită și este un izomorfism de grupuri. Este un izomorfism de grupuri. În particular, dacă f este surjectiv, atunci imaginea de f egală cu g prim, ca aia înseamnă surjectiv, da? Imaginea de f egal cu g prim, dacă f este surjectiv, atunci g factorizat la nucleu este izomorf cu g prim. Da? Și asta e modul în care se aplică prin exerciții sau exemple concrete. Da? Deci dacă f este și surjectiv, g factorizat pe chiar e izomorf cu g prim. Deci copii, înainte de a face demonstrația, cum reținem această teoremă fundamentală de izomorfism este fundamentală în teoria grupurilor. Toată lumea trebuie să o știe. Toată lumea trebuie să o știe pe din afară. Pe din afară o ținem minte așa. Mergem în piață, o știm dacă ne întreabă vânzătorul să ne facă o reducere. G factorizat la nucleu este izomorf cu imagine. Tot timpul. Astea sunt termele fundamentale de izomorfism prin matematică. Dacă avem un morfism între două obiecte ce pleacă din G, G factorizat la primul, la nucleul primului, G factorizat la nucleu, este izomorf cu imaginea sa. Așa trebuie să o ținem minte. G factorizat la nucleul unui morfism este izomorf cu imaginea sa. Da, definiția riguroasă e asta de aici. Aici mai și spun, am dat cât mai multe detalii, am și spus unul dintre izomorfisme. Da. Dar voi așa mă casă o rețineți. G factorizat la nucleu este izomorf cu imaginea. Aici spune și cine este, dar nu trebuie să țineți minte asta pe din afară. G factorizat la nucleu este izomorf cu imagine. Și demonstrația acestei teoreme fundamentale de izomorfism iese în mod banal, din aplicând proprietatea de universalitate. Am zis că nucleul este subgrup normal, pot să-i fac grupul factor. Plec atunci cu proiecția canonică pi de la G în grupul factor. Pi de x egal cu x cu căciulă. Aici avea morfismul f de la g în g prim, nu este surjectiv. Nu e nimic. Îl fac eu surjectiv cu mânuțele. Îl fac să ia valoare, și anume, am zis că acolo era acel oricare, da, nenunțul ăsta de aici. Oricare ăsta de aici. Oricare. Asta e esențial aici. Și o să aleg aici pe post de oricare grup de acolo. Nu-l aleg pe G prim, că nu-mi place, nu e surjectiv. L-aleg pe imaginea lui F, pentru că eu o să-l vreau
Morfismul aici să fie și subjectiv, că vreau să-i dau în cap și cu asta de aici, cele două puncte de aici. Deci asta fac ingineria de aici, da? Iau pe post de acel grup G prim, nu ăsta, ci imaginea sa, iar pe post de acel morfism fi, oricare fi, corestricția lui F la imagine, corestricția lui F la imagine, pe care l-am notat aici cu U ca să sporesc confuzia. Deci am definit U definit pe G cu valori în imagine de F, U de X egal prin definiție cu F de X. Corestricția morfismului F la imagine. Da? Fiind corestricția lui F la imagine, știu sigur că acest U este surjectiv. Orice element din imagine este F de ceva, deci este U de ceva. Deci este surjectiv. U este și el morfism de grupuri. U e morfism de grupuri, că așa este F, lucrează exact ca F. Deci este un morfism surjectiv de grupuri. Și în plus, nucleul acestui morfism U, chel de U, este egal cu chel de F. Pentru că, ce înseamnă chel de U? X aparține lui chel de U, dacă și numai dacă U de X e egal cu 1, deci dacă și numai dacă F de X e egal cu 1, deci dacă și numai dacă X aparține lui chel de F. Da? Deci nucleul lui chel de U este egal cu chel de F, adică este nucleul subgrupului prin care factorizez. Da? Deci chel de U este nucleul lui chel de U este egal cu subgrupul prin care factorizez. Ca aici. Chel de fi este subgrupul prin care factorizam. Da? Chel de fi egal cu ăsta. Da? Deci am zis că aplic asta ca astfel încât să mă joc cu aceste oricare două de aici, ca să verific și aceste două condiții. Cu alte cuvinte, mi-am pregătit aici un morfism de grupul subjectiv, al cărui nucleu este subgrupul prin care factorizez. Și s-a terminat. Îi dau un cap cu proprietatea de universalitate. Din proprietatea de universalitate aplicată acestei diagrame, înseamnă că există și este unic un morfism de grupuri de aici aici, ubarat, și acest morfism ubarat l-am notat cu F tilde ca renunț, ca să sporesc confuzia. Da. Deci ubarat l-am notat cu F tilde, da? De la G pe chel de F cu valori în imagine de F, care închide diagrama comutativ, și care e morfism de grupuri, așa e și renunț, morfism de grupuri, care închide diagrama comutativ, aia înseamnă că F barat compus cu pi este U, adică F barat de clasă de X egal cu F de X, ăsta care, așa cum am definit eu aici. Și în plus acest F barat, care era o notație, ca să spuneți confuzia cu U, este surjectiv, că U e surjectiv și chel de U este egal cu subgrupul prin care am factorizat aici. Deci înseamnă că acest F barat e morfism de grupuri și este bijectiv, adică este izomorfism. Este izomorfism de grupuri. Și asta este teorema fundamentală de izomorfism pentru grupuri. Toată lumea trebuie să știe acest enunț pe din afară, că este important. Nici voi, săracii de voi, mi-e și milă de uneori de voi. Că nici nu mai știți ce e așa important. Că atâtea lucruri am zis că sunt importante. Că nu mai știți care sunt. Dacă ar fi... Dar asta este chiar un rezultat. Vedeți, și numele, știi, când vă uitați după numele unor teoreme, da? Când ceva spune fundamental, asta e bine, înseamnă că o fi ceva de ele pe acolo. Un exemplu, am mai multe exemple aici, însă nu o să facem decât unul. Restul o să mai facem aplicații la seminar, nu mai am timp, din păcate, la curs să fac foarte multe exerciții și aplicații, le lăsăm pe seminarii, pentru că v-am zis, am foarte multă teorie. Deci o să facem un singur exemplu detaliat ca să vedeți cum funcționează ambele mașinării. Deci la exemplu 1 aplicăm ceva și cu prima teoremă și cu a doua. Și iau cel mai simplu, un exemplu simplu. Iau grupul numerelor complexe cu adunarea. E un grup comutativ. R-ul este subgrup aici, mulțimea numerelor reale. Ăsta fiind grup comutativ, orice subgrup al său este subgrup normal. Și ne întrebăm cine este grupul factor. Da? Pentru că asta face teorema fundamentală de izomorfism. Teorema fundamentală de izomorfism, dacă o citesc de aici, sau proprietatea de universalitate, care e mai generală, îmi arată cum să calculez eu grupuri factor. Ca și la proprietatea de universalitate a mulțimii factor. Cum calculez, se dau imagini mai bune pentru grupul factor. Asta
Asta spun ele, mă rog, la aplicații în exerciție. Și asta, primul exercițiu, spune că grupul C factorizat la R, grupul C factorizat la R este izomorf cu grupul numai cum se cade, că astea sunt cu căciuri, da, definiții cu căciuri, este izomorf cu R factorizat la, este R, izomorf cu grupul obișnuit R cu adunarea. Și aici am dat două soluții, una aplicând proprietatea de universalitate și alta aplicând TFI-ul. Și anume, ca să arăt că ăsta este izomorf cu R cu adunarea, da, ar trebui să plec din C pe R, să ajung în R aici. Da? Deci acel pe post de acel G' o să-l aleg eu cu mânuța chiar R. Aici, singurul, ăsta fiind subgrup normal, pot să plec cu proiecția canonică, n-am nicio dubiu aici, pi. Și singura chestiune, ce iau aici? Și l-am luat pe R ăsta cu adunarea ca o cere, așa îmi zic ei. Bun. Mai trebuie să-mi aleg aici un morfism, un fi aici, și îl definez cu mânuțele. Fi definit pe C, trebuie să mă duc în R. Punem fi de A plus BI, de un număr complex A plus BI, să fie pur și simplu B. Doar B-ul de aici. Acest fi e un morfism surjectiv de grupuri. Nu am mai arătat asta. Că e morfism surjectiv, toată lumea știe să o facă. Morfism surjectiv de grupuri. Și nucleul său, chiar de fi, este egal cu R. Da? Ce înseamnă chiar de fi? Chiar de fi sunt elementele complexe, numerele de formă A plus BI, cu proprietatea că fi de ele fac 0, adică numerele de formă A plus BI, pentru care B e 0. Deci sunt numerele reale. Da? Deci chiar de fi este R. Și aplicând proprietatea de universalitate a grupului factor, asta scrie aici, înseamnă că există și este unic un morfism fi barat de la C pe R, cu valori în R, morfism de grupuri, astfel încât fi barat de A plus BI totul clasă să facă fi de A plus BI, adică B. Da. Și în plus, acest morfism fi barat este surjectiv, căci fi e surjectiv și acest morfism fi barat este injectiv, căci chiar de fi este egal cu R. Înseamnă că acest morfism fi barat este izomorfism de grupuri aplicând punctele 1 și 2 din PUGF. Și în felul ăsta am arătat ce cerea, că grupul factor C factorizat la R este izomorf cu R cu adunarea. Soluția alternativă, deci am zis că aici am folosit asta, soluția alternativă este să folosesc direct TFI-ul. Și anume, eu trebuie să arăt că C pe R factorizat la R este, C factorizat la R este izomorf cu R plus. Definez direct, ca să folosesc TFI-ul, ar fi bine să plec cu un morfism subjectiv din primul, al cărui subjectiv, dacă se aplică asta, deci subjectiv, al cărui nucleu să fie la prin care factorizez. Asta e, ca să aplic TFI-ul, da? Să plec un morfism subjectiv din primul, al cărui nucleu să fie ăla prin care factorizez. Și asta fac aici ca idee. Pornesc un morfism F definit pe C cu valori în R, tot ăla de acolo. L-am notat cu F aici ca să spăresc confuzia, să mai schimb. Da? F de A plus BI este egal cu F. Ăsta este morfism de grupuri. Toată lumea poate să vadă asta. Aici, repet, grupurile sunt cu adunarea obișnuită a numerelor complexe și adunarea obișnuită a numerelor reale. E morfism de grupuri, este din nou surjectiv. Pentru orice B din R, F de B face B. Ba nu, de ce e surjectiv? Pentru orice B din R, F de cât face B? Nu F de B, F de BI. Da? Pentru orice B din R, F de BI face B. De ce este surjectiv? Și nucleul acestui morfism, din nou, chiar de F, sunt alea pentru care B e 0. Deci chiar de F este R, scrie aici. Nu? Deci ăsta e un morfism surjectiv de grupuri, al cărui nucleu este R, ăla prin care am factorizat. E, și acum aplic direct TFI-ul. Din TFI înseamnă că există și este unic F tilda, definit pe ce factorizat la nucleu. Ce factorizat la nucleu, adică ce factorizat la R, cu valori în R, că ăsta era surjectiv. F tilda de A plus B e egal cu B, să fie izo de grupuri. Da? Deci aceeași mărie aplicată în două feluri. Hai să mai facem unul totuși, deși am zis că nu mai fac alte exemple. R inclus în Z.
iau R cu adunarea, R cu adunarea, Z este subgrup acolo, pot să fac deci grupul factor, sunt ambele ăsta e comutativ, deci orice subgrup e normal, iar grupul factor, R factorizat la Z, este izomorf cu grupul U, cu înmulțirea, unde U am notat cer cu unitate, da? Toate numerele Z din complexe, cu partea că modulul din Z e egal cu 1. U ăsta vine de la unitate, cer cu unitate. Da? Asta este un subgrup în C stelat cu înmulțirea, înmulțirea, da? Asta e înmulțirea uzuală. Da, mai puteți arăta că e subgrup și că, deci, R factorizat la Z, R factorizat la Z este izomor cu acest grup al cercului unitate, da? Numărul complex de modul 1, grup cu înmulțirea. Da? Deci faptul că U stelat ăsta e subgrup în C stelat, temă, da? O știți din liceu, probabil. Este subgrup acolo și aici iară am R factorizat la Z izomor cu U, da? Deci trebuie pornesc cu ce știu, R grupul factor R pe Z pi proiecția canonică. Și vreau să arăt că ăsta este izomor cu U, da? Deci eu vreau să construiesc ceva aici. Pentru asta aleg pe post de acel G prim U și trebuie să am inspirație să găsesc un morfism bun de grupuri de la R în U. Am definit aici, fi definit pe R cu valori în U, fi de R este cos de 2πr, cos de 2πr, plus I sin de 2πr. Repet, ăsta este grup cu adunarea, ăsta este grup cu înmulțirea numerelor complexe. Acest fi e morfism de grupuri și e surjectiv. E morfism de grupuri pentru că fi de R plus R prim face fi de R înmulțit cu fi de R prim, am zis că aici e înmulțirea, din formula lui Moivre. Formula lui Moivre de înmulțirea numerelor complexe, scrise sub formă trigonometrică. Și este surjectiv, este surjectiv din nou din reprezentarea numerelor complexe sub formă trigonometrică. Orice număr complex de modul 1, R, orice număr Z de modul 1, orice număr complex să scrie Z egal cu modul din Z pe lângă cos de 2πr plus sin de 2πr. Deci înseamnă că e subjectiv. În plus, acest morfism fi are probabilitatea că nucleul său este Z. Aici este din nou o ecuație trigonometrică. Ce înseamnă nucleul? Înseamnă un număr real R pentru care fi de R să facă elementul neutru de aici. Elementul neutru din acest grup este 1. Este numerele complexe de modul 1 cu grupul cu înmulțirea. Dacă rezolv ecuațiile trigonometrice, sistemul de ecuații trigonometrice, cos de 2πr egal cu 1 și sin de 2πr egal cu 0, aia se întâmplă dacă și numai dacă R-ul e număr întreg. Deci înseamnă că acest fi este un morfism subjectiv de grupuri, al cărui nucleu este Z. Și pot să-i dau un cap cu probabilitatea de universalitate a grupului factor. Înseamnă că există și este unic fi bar, definit pe R factorizat la Z, cu valori în U, astfel încât diagrama să fie comutativă, aia înseamnă că fi bar de clasă de R e cos de 2πr egal cu fi de R, adică cos de 2πr plus I sin de 2πr. Există și este unic un astfel de morfism de grupuri și în plus acest morfism este izomorfism, da? Pentru că fi este surjectiv și nucleul său este la prin care am factorizat. Deci înseamnă că R factorizat la Z este izomorf cu ăsta. Deci are o imagine foarte cum se cade a acestui grup factor mai urâțel așa, de felul lui. Și aici, aceste nu le mai facem, sunt niște exerciții pe care vi le las, o să vi le las ca temă. Asta era apropo de grupul de centru. Z factorizat la centru este izomorf cu grupul automorfizelor interioare. E demonstrație aici, după care urmează niște teoreme facultative și cu asta o să încep cursul de data viitoare, pentru că astea iară nu sunt în programă, dar o să trecem prin ele, că chiar dacă nu sunt în programă și deci nu le facem, eu le-am pus pentru copiii care vor să învețe mai mult decât este în programă și o să și le povestim ce rezultate din aritmetica lui Z generalizează cele două teoreme facultative, teorema întâi de izomorfism pentru grupuri și teorema a doua de izomorfism pentru grupuri. Și ăsta a fost cursul numărul, nu mai știu cât, 10. Până unde am ajuns? Aolo! Deci ordinul element n-am apucat să fac.
Ne vedem, cum am anunțat, miercuri, ca să recuperăm cursul 1 în care n-am stat decât de povești, miercuri de la ora 4, tot pe același link de Teams. Și peste 10 minute la seminar, evident. Bun. Mulțumesc de audiență și ne vedem la seminar în 10 minute. Să opresc și eu înregistrarea, dacă mai știu cum se face. Da.